Φιλιάτες, Λίνα μου, σε το τσέρανε καιρό στο όφι πρίντζε, βατσαλού είναι ο μάι πρίντζε, δεν τον ο μάι πρίντζε. Nu prea, dar e ok. Cine e trăit, cine e trăit, pridat, cine e, dar cu ea m-ar pribejez, pentru cine te-a brăzat, de ce fără numă, ce povară ți-a lăsat, rana de pe umăr, pentru cine te-a brăzat, de ce fără număr, ce povară ți-a lăsat, rana de pe umăr. Eu sunt robul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Nimeni plată nu m-a dat, numai zbii și ură, numai roșii trandafit, pe tumii lucrură. Nu. Lasă să spună ea de la început. Eu? Da. Hai. Pentru rău s-a dat cineva și i-a deschis cineva. Nimeni ea. Și tăcerea de geros pe o om și plânge. Facea roi nu mai răi, de tu nu mai sânge. Bravo. Ești răi, dar mai după. Nu știu. Dar nu știi. Lasă că ea spune de la început. De la început. Ce? Tată, o melodie mai veselă, n-ai știut să o înveți. Spune de la început. Asta e atâta de trist. Mai... Daci, lasă, ascultă. Hai, spune. A pădurea uzată. Mai veselă, asta e foarte trist. No, hai. A pădurea uzată cineva. Și rea deschis cineva. Nimeni ea. De trăcerea de zeros, negrinut. Că om se prânge, facea lui nu mai răd, de tot nu mai sânge. Super! Super! Cine e trăit, cine e trăit, de-al cuia m-ar pribe, dar ce ai, de la mere? Am gat. Dacă pot eu să văd fata asta de ei, după ce ai cineva. Și mă deschis cineva. Ca să știi care și auz și voce bună. Mă, haide să cântăm! Auz are... De la un an m-a fluierat. Și i-a deschis nimeni ea, nimeni ea, pentru ce ea negrinos, tău-n om și plânge, fața lui e numai, dar tu te auzi mai mult ca ea. Las-o pe ea. A păcura usa ta, a păcura usa ta, cineva. Lasă pe cineva. Nimeni ea. De trecerea de sezon, de o om se prânge, facea roi nu mai văd. Nimeni ea. Nu pot. Manuela. Da. Dintele. O cântăm, o ne jucăm. Acum gata. Cântăm, nu, hai, nu. Hai, nu poate de dinte. Hai lângă pat. Pătura uzată. Nu mai ne jucăm cu asta. Nu-i ca, tu n-auzi că cântă fata. Hai, da. A pătura uzată. Ce? Nu știe alta. Nu știe alta. Nu știe alta. Nu știe alta. A pătura uzată. Natalia. Dar nu mă măligă cu cârnați, te rog frumos. Auzi, asta mai frumoasă. Auzi, Manuela, lasă-o pe mie, că tu nu știi asta. Dacă Daniel avea credință, când era da. Fain asta, evita. Dacă nu se râia în umilință, ceilalți ziceau că nu Dumnezeu. Doamne, dă-ne și nouă credință, când pe pământ suntem între lei.
Sfântă, avem și noi biruință, să știe lumea că-i Dumnezeu. Doamne, dă-ne și nouă credință, că-și pe pământ suntem între lei. Sfântă, avem și noi biruință, să știe lumea că-i Dumnezeu. Dar-mi el, când a deschis fereastra printr-o rugăciune a nimicit, pe ce l-au aruncat în groapă, căci cu Domnul era biruit. Hai, Manela! Doamne, dă-ne și nouă credință, căci pe pământ suntem între lei. Păstă, avem și noi biruință, să știe lumea că-i Dumnezeu. Doamne, dă-ne și nouă credință, da, pe pământ să mă înțeleg. Păstă, avem și noi biruință, să știe lumea că-i Dumnezeu. Mica, cântă Moise când era copil. Nu, nu, Mirela, Mirela ce lucru. Nu, dar vrea să o învețe pe Natalia, dar dacă... Apătură! Ce? Nimic, invita mea. Asta a învățat. Mama lui până la mama lui până la post. Pe domnul la finut ascult, mama lui până la post, pe domnul la finut ascult. De la regelui palat, iată fica de-mpărat, să-mi facă baie pe Nil, și-a găsit acest copil. Să facă baie pe Nil, și-a găsit acest copil. Moise, Moise, dragul meu, tu ești copilașul meu. Iată a mea familie, Aron, Moise și Marie, care voi cu toți sunteți din ținutul lui Gosei. Sunteți viță de evreu, poporul lui Dumnezeu. Sunteți viță de evreu, poporul lui Dumnezeu. Acum nu mă mai aduc aminte toate, am scris-o pe caiet. Dar e foarte frumos, e adevărat. Vezi, tati, ce frumos când, când și nu mai vorbești atâta de rețete de medicină. Cum să fac să iau ăla? Dacă te vreme... Pasă-mă, nu mă pasă, mă. Să-ți prezența în casa. Nu pot, nu pot să vreau. Sonic. Când tot tu? Ia eu dau tonul. Micio. A, de telefon aici. Da, da. Ai trebuit să aici. Nu mai e bun, tu. Eu? Ce greu pare, că e tot mai mare. Acum e bine, bravo. Și mai, ce greu durerea mea. Foarte frumos. Te-aș cânta atâta, vreme-o, Doamne, pâine, pâine. Și te-am chemat mereu sări, să vii și sări, deci povara. Și greu de tata ai copii. Amin. Sunt ultime momente, Doamne, când te putem mai striga. Ah, wow.
Lacrimile și durerea și credința ne-a scăbit în lupta grea. Mai las o rază de lumină ca să-i străbate-mi casa mea. Prin ea să fac prezent, o Doamne, că vai ce grădurerea mea. Foarte frumos! Măi copii! Foarte Apostolul frumos, Petru frumos, zice în capitolul 4, Bate, în cartea lui Dumnezeu. A fost aseară, cum e aia? A fost aseară... Auzi ce vă spun eu. Ascultați-mă. De la mine, mami, ăla, telefon. În 1 Petru, capitolul 4, versetul... Adela, tati, încărcător, că nu mai am baterie. Parcă, dacă nu-l găsesc, spune, da. Sfârșitul tuturor lucrurile este aproape. Încărcătorul de la mamă. Dar înțeles și legat în vederea rugăciunii, mai ales aveți o dragoste fervinte unii pentru alții, că dragostea acopere o sumedenie de păcate. La tati, la tati. Dar sunteți mai departe. Tati, spune, să te dragul Da, încărcătorul de-n priză. Lângă tati. Acolo la tati. Adă încărcător, că nu mai am baterie. Era odată o tainică grădină. Să treacă paharul de la mine, cum e aia? Da, era odată o tainică grădină. Stai afară. Era odată o tainică grădină. Da, 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 da. Hai, tati. În care Domnul se ruga plângând, fața lui cea plină de lumină era întristată până la... Dă-i telefonul la bunica. Și fața lui cea plină de lumină era întristată până la... Pe pasă el căzuse. Natalia, mă încurcă cu telefoanele aici. Se ruga cu mult amar nespus, să treacă tată să nu beau paharul suferinței lui Iisus. Să treacă tată să nu beau paharul suferinței lui Iisus. O Ghețiman în grădină neuitată, în tine plânge Domnul cu amar, și apoi se îmbracă în haina umilinței și îți băgheptește drumul mami, spre calvar. Și apoi se îmbracă în haina umilinței și-și pregătește drumul pe calvar. Da, acum, n-auzi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Nu-i mai mire. O ieșit, unul sau? Din ucenici a zis, Doamne, nu știm unde te duci. Mirela? Cum putem să știm calea într-acolo? Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu poate să vină la mine, la tată, decât prin mine. Au zis copii, nu se poate de... Scuză-mă că dacă te întrerup. N-am auzit melodia asta cu grădina Ghețiman, că a fost prea departe telefonul și chiar am vrut să o ascult. Să cânti grădina Ghețiman. Să mai repet o dată. Dar dă-i lui telefonul, na? Așa. Apoi, uite că Dacian înregistrează și o mai înregistrat odată. No, dă-i drumul. Da, dar a fost telefonul de noi, dar mai departe și n-am auzit.
Era odată tainică grădină, în care Domnul se ruga plângând. Și fața lui cea plină de lumină, era tristată până la mormânt. Și fața lui cea plină de lumină, era tristată până la mormânt. De multe ori pe față el căzuse și se ruga cu mult amar nespus să treacă tată să nu beau paharul suferinței lui Iisus. Să treacă, tată, să nu beau paharul suferinței lui Iisus. O Ghețiman grădină neuitată, tu ai văzut durerea lui Iisus, pe Iuda când a sărutat odată, pe Domnul strălucirilor de sub abil. Foarte frumoasă melodie, foarte, foarte frumoasă. O, uite, nu știu ce am făcut acum aici. Auzi, puiul meu, de ce nu vrei să asculti tu pe tata ta, că tata ta nu vrea rău? De ce nu te duci cu bărbatul ăsta la biserică acolo? Dar cum nu mă duc la biserică? Eu mă duc la biserică. Cum să nu mă duc? Și ai făcut botezul. N-am făcut botezul, dar eu mă duc la biserică. E foarte bine, dar trebuie să faci botezul. Mergeți în toată lumea, zice Biblia. Și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine crede, se botează. O, cine crede, se botează. Tu crezi. Eu știu că cred, dar mai trebuie să faci botezul. Cine crede, se botează, va fi mântuit, iar cine nu, va fi osândit. Am încercat să vă spun despre întâia lui Petru. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Să vede, puiul meu, semnele, să vede războaiele astea care nu se mai oprește și nu se vor mai opri. Dacă eu vă spune părerea mea, cât mai ține războaiele astea, nu mai crede, zic că e un bătrân nebun. Dar nu e important e asta, da, prințule? Nu e important asta cât mai ține. Important este că sfârșitul tuturor lucrurilor este de aproape. Fii tar înțelept, zice cuvântul Domnului, pregheați în vederea rugăciunii. Și papa, la 47. Spune numai. Îngerul meu. Nu, uite-te aici, papo. Ok. Acum cântați cântarea aia care știu. O cântat. Ok, am cântat. Auzi? Spune că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce au ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprienit scapă cu greu în ziua judecății, adaug eu, adra mine, ce se va face cel nelegit și cel nepăcător? Adică acela care nu ascultă de Dumnezeu. Anca, puiul meu, ascultă-mă. Că tatăl tu știi, mă cunoști, mă știi, nu vreau rău. La nimeni nu vreau rău. Nu. Așa a venit vorba. Dar tu ascultă-mă, du-te cu bărbatul tău, ia pe fata ta și pe băiatul tău, du-l și pe Roberto. Pentru că asta am ajuns noi zilele astea, ultimele zile, printre ultimele zile, după aprecierea mea, lumea asta
sune foarte puțin, ca să nu spun cât, că mă îmbolzește fiul meu ăsta. Că nu știu de ce, ce e secret în asta. Nu-i niciun secret. Eu am spus o părere, eu n-am spus că ok, asta. Dar nu spune tu acum cu exactitate că te faci de rușine. Că mulți s-au făcut oameni mai mari decât... Nu, eu vorbesc după Biblie. Bine. Sunt 7 peceți în Apocalipsa. Lasă, acum vorbește cu fata ta, lasă Apocalipsa acolo. Că nu. Lasă că nu spun că... Dar eu am vrut să spun oameni buni, ca să vă apropiați de Dumnezeu, să le pădați orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Ca niște puși născuți de curând, zice Petru, să doriți laptele Domnului ce sucura, pentru ca prin el să crește spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Apropiați-vă de el, auzancă, piatră vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat de la întuneric la lumina sa minunată. Așa să facă Dumnezeu cu noi, cu toți, cu toți cei ce mă ascultă, cu toți cei ce nu mă ascultă, să-i mântuiască Dumnezeu, pentru că așa cum zice El, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că nu văiesc moartea păcătosului, numai întoarcerea Lui. Auzi? A ajuns Dumnezeu. Dăm mâine examenul ăla pentru psiholog, roagă-te pentru el să poată să-l iei sărat, să-și facă și el carnetul. Să-i ajute Dumnezeu să mă rog pentru el. Să mă rog pentru el. Numai că trebuie să-ți dea și el silințele. Păi da. Își dă, tati, să știi că își dă, Robert. Da, da, am vorbit cu el. Da, dacă îți dă silințele, era imposibil să nu iei. Apostolul tot Petru zice, dați-vă și voi toate silințele, ca să unesc cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frat și cu dragostea de frat iubirea de oameni. Că dacă aveți din belșug în voi aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește de plină cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Auzi cuvântul meu. Dumnezeu ajută la om, dar trebuie să dea și el silințele. Și m-a spus la ce am să știi că îți dă silințele, tată. Sigur că îți dă silințe. Cum? Sărăt. Am zis, că au zis Dacian, că să știu că îți dă silințele, Roberto. Păi da, dar e foarte greu, într-adevăr e foarte greu, că folosește de cap, îl sucește, folosește de cap, deci e foarte, foarte greu. Anca, dar n-ar fi o posibilitate să vin în România, să stai un timp aici? Și... Tati, e vorba de carnet. E vorba de carnet. Să vie carnetul. Nu, trebuie acolo să facă. Ok, eu închei video nostru că trebuie să o filmez pe Angie. Că pune acum la cuptor plăjitura. Vreau să vadă dacă are capacitatea să poată conducă, să... Ok, hai că mă duc eu. Psiholog acum, deci nu-i testul ăsta de... Ad aici. Trebuie să fac acum un final la video ăsta, ce am făcut. Ia, filmează-mă un pic. Da. Adică? Deci, o să fac un final separat, adică un video separat de ce am făcut noi aici. Să vă spun despre ce e vorba. Dar prima dată să închid mașina să mă spălat. Da. Așa, să pun pe pauză. Deci noi făceam aici rețeta noastră și am auzit că se cântă acolo melodii frumoase, că Natalia a cântat, că tati a cântat, n-am știu ce acolo. Când am mers acolo a fost o videoconferință cu surorile mele două și Natalia a cântat așa de frumos și mulțumesc la Dumnezeu că văd cum el lucră la înțelepciunea lui fetița mea, că ea a fost mult în spate cu vorbirea, dar cu gândirea noi am văzut că e ok,
Am văzut că reacționează, am văzut că înțelege, doar că vorbirea era foarte în urmă când a început ea să vorbească. Ea încă e un pic în urmă cu vorbirea, dar vedem că Dumnezeu lucră și dă tot mai mult și mai mult înțelepciune și poate să vorbească. Și pentru noi ca și părinți ne bucură mult când vedem cum evoluează, cum vedem că devine un copil normal și ne bucură atât de mult, mai ales pe mine, că îi mulțumesc la Dumnezeu și îmi dă lacrimile și îi mulțumesc din toată inima pentru binecuvântările care ni le dă. Și am zis că ar fi frumos să împărtășesc și cu dumneavoastră bucuria noastră, să filmez pe Natalia cum cântă. Într-adevăr, câteva cuvinte nu sunt exact cum trebuie, dar cu ajutorul Domnului o să fie. Sper că v-a plăcut videoclipul ăsta care l-am făcut. A fost ceva neplanificat, neregizat, ca și multe videoclipuri ale noastre. Într-adevăr, ne vorbim ce facem mâncare sau ce facem prăjitură, dar nu tot timpul. De multe ori mami spune că face ca și astăzi. O zic că face colăcei, adică tunte prăjite, când colo a făcut altceva. Da, se mai întâmplă. Dar important e că suntem o familie reală, suntem o familie fără multe ascunzișuri, suntem o familie simplă care îl iubește pe Dumnezeu și împărțim și cu dumneavoastră rețetele noastre de zi cu zi și trăirile noastre cum au fost mai înainte ce ați văzut. Mă bucur pentru momentul care l-am avut, pentru părtășia care am avut-o cu dumneavoastră împreună cu noi. Domnul să vă binecuvinteze, să vă ocrotească de tot răul, să vă mulțească credința, dragostea și nădejdea în Dumnezeu. Pacea Domnului Iisus, la revedere! Iisus iubit, când vei veni, mireasa ta pentru a-ți răpi, ce bucurie mare va fi, admire drag, te-aștept să vii. Mai este îmbrăcată va fi în haine albe, o vei răpi, ce bucurie mare va fi, admire drag, te-aștept să vii.